Doamne ajută și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu aici la Radio Dobrogea. Suntem pe 99,7 FM în Constanța și împrejurim, ne auziți, ne și vedeți pe pagina noastră de internet, de asemenea și pe paginile de Facebook. De astăzi mai nou avem un nou parteneriat media, ne găsiți și pe pagina de Facebook a Dobrogea TV, pe lângă Alfa Media, care deja era partener media cu noi, așa că mulțumim și Dobrogea TV pentru găzduirea în casa lor sau pentru ospitalitate, ca să spunem așa. Mulțumim, începem emisiunea de astăzi, că avem multe subiecte. A fost moșul. A fost moșul sau n-a fost moșul, știi? E întrebarea asta. Ce ți-a adus moșul? Un cadou, o nuielușă, ce ți-a adus? Am o opinie personală în treaba asta, că cel mai frumos cadou pe care poți să-l faci unui copil este să-i dai o educație sănătoasă în Hristos. Pentru că asta îi va duce viața mai departe într-un chip minunat. Că dacă nu este educație, știi că e sloganul ăsta pe care îl auzim așa pe toate drumurile. Vai, zice, da, cum? Educația e baza. Tocmai pentru că educația e baza, cel mai frumos cadou pe care poți să-l faci copilului este să îi dai o educație sănătoasă în Hristos. În rest, sigur, pentru că avem parte de sărbători și obișnuim să ne facem cadouri ca expresie a dragostii dintre noi, asta este cu toată altă problemă, dar trebuie să avem grijă chiar și la această perioadă în care ne cadorisim. Pentru că, uite, avem un interviu foarte interesant cu un alt preasfințit Ioan, Mitropolitul Banatului, pe evenimentul zilei, interviu realizat de Cristian Tănase, în care Mitropolitul Banatului spune că creștinismul nu este o religie a moșilor. Un alt preasfințit Ioan a explicat de ce nu este de acord cu mitul de moș Nicolae. Ne explică în al preasfințitul cine este Sfântul Nicolae, ne vorbește despre importanța Sfântului Nicolae, despre care este motivația pentru care de Sfântul Nicolae se citește din Evanghelie, din fericiri, și zice în al preasfințitul așa, referindu-le la vremurile noastre, iată, trăim vremurile consumismului. În copilăria mea, tatăl avea dreptul la o cartelă de pâine, ni se dădea 3 sferturi de pâine neagră. Atunci nimeni nu venea să ne adreseze să cumpărăm pâine și alte cadouri. Atât aveam. Astăzi, se pare că îndemnul este de a consuma și atât. Printr-un singur telefon îți vin acasă haine, mâncare gătită. Iată că, din nefericire, și sărbătoarea Sfântului Nicolae, dar și cea a nașterii Mântuitorului Hristos, au devenit niște sărbători exponențiale ale consumului. Acum, în perioada aceasta, se consumă cel mai mult. Și zice în al preasfințitul Ioan despre Sfântul Nicolae, referindu-ne cu exemple la el, apar mereu aceste imagini. Moș Nicolae, Moș Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae nu este un moș care vine de undeva cu o traistă în spate, ci este personajul acela sfânt, istoric, și nu a fost un moș. Creștinismul nu este o religie a moșilor. Moș Nicolae, Moș Crăciun. Creștinismul este grăirea Evangheliei lui Hristos, întruparea și rodirea Evangheliei lui Hristos în om. De aceea să lăsăm deoparte aceste expresii, Moș Nicolae, Moș Crăciun. Avem un sfânt deosebit al bisericii noastre, iar peste câteva zile nu vine Moș Crăciun, ci sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos, care este departe de orice mit și legendă. Da, frumos zice în al preasfințitul și eu preiau ideea și încerc să o aprofundez un pic, pentru că tocmai a terminat în al preasfințitul ideea asta cu consumismul și Moș Nicolae, Moș Crăciun, legat de mit și legendă. Faceți aminte ce vă spuneam, că am învățat noi la cursuri de publicitate, că publicitatea trebuie să fie între mit și vis. Sau mit și legendă, dacă vreți, cam tot aia este. Da, Moș Nicolae și Moș Crăciun au devenit niște vectori ale marketingului, ale consumismului. De asta ni s-au transformat sărbătorile. Pentru că au făcut din sărbători târg. Păi noi vedem peste tot târguri de Crăciun, târguri. Nu mai vorbim de Hristos, până și luminițele astea în care mulți stau așa cu ochii lipiți la ele, fermecați
și hipnotizați, până și luminițele astea au început să nu ne mai vorbească de Hristos. Anul ăsta am văzut frumos în Constanța și trebuie să cumva să mulțumesc sau să felicit primăria Constanța că a pus pe Tomis niște figurine luminoase. Dom'le, arată îngeri și chiar și a trâmbițe. E așa o sugestie și de trâmbiță. Niște îngeri care vestesc. Da, ca la Colind, îngeri au vestit nașterea Domnului. Dar în rest, în alte orașe, dacă te uiți, globuri, brazi, moși, cadouri, tot ce vrei și ce nu vrei sub formă de figurine, Hristos e lipsă. Am auzit că în America domnul Trump a prins bradul, știi? Și acolo a avut un discurs foarte creștin. Păi, înțelegem de ce republicanii sunt atacați mereu de democrații din America, pentru că... Dar o să vorbim și de treaba asta imediat și la noi, cum e cu biserica și creștinismul în vremurile noastre, pentru că asta a fost. A încercat să se dea la o parte specificul religios, da, ni se tot spune, doamne, religia e ceva privat, nu ne băgăm, fiecare crede în ce vrea, dar în același timp se conturează o societate a consumului, cum zicea în altul Ioan, în care sărbătoarea este pur și simplu furată și transformată într-un târg. Ceea ce este, cum să spun, este, e prea comercial. Și de asta biserica pare și că rămâne singură. Următorul subiect în emisiune este de ce biserica este o țintă. Avem un editorial, opinie pe știri pe surse, cum de a rămas biserica singură. Noi românii, indiferent de confesiune, ne pregătim de sărbători, scrie Cristi Șelaru, redactor, sărbători care, măcar teoretic, ar trebui să ne facă să fim mai buni, dar când e vorba de alăturat bisericii, că Hristos a născut în biserică, biserica a ajuns ținta în care toți tragem, ne revărsăm ura acolo de unde izvorăște iubirea. După 45 de ani de comunism, în ultimii 30 de ani de democrație, biserica a devenit ce oroare, dușmanul multor români. Nu mai avem loc de preoții care se roagă pentru noi, nu mai avem loc de bisericile în care părinții și bunicii noștri intră cu speranță și cer lui Dumnezeu să ne fie bine, să ne ferească de boli. Cum a ajuns dragostea că aceasta înseamnă biserica atât de urâtă? Păi, răspunsul e foarte simplu. Pentru că biserica îl vrea pe om desăvârșit și nu client consumist. Și atunci stă în calea unor interese. De asta, e foarte simplu, adică nici nu trebuie să-ți bați capul prea mult. Trebuie doar să te uiți puțin în jur și să tărești la Dumnezeu să te lumineze, să vezi ce se întâmplă. Că se vede cu ochiul liber ce reacție au oamenii când le vorbești de Hristos. Nu, întrebați-i pe oameni. E simplu, faceți următorul test. Mergeți la oameni și întrebați-i ce înseamnă pentru ei sărbătorile. Și apoi, indiferent de răspuns, vorbiți-le de Hristos. Veți vedea de ce unii urăsc biserica și pe Hristos. Pentru că exact aceiași oameni sunt niște oameni transformați în clienți consumiști. Și se simt deranjați. Până la urmă, Hristos ce a venit să facă? A adus cel mai mare scandal posibil. L-a pus pe om în opoziție cu lumescul lumii sau cu lumea. Nu? Că a zis, eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea, pentru că mai întâi pe mine m-a urât. Să ne aducem aminte de ce a fost urât, da, acum 2000 de ani, Hristos, de ce a fost Hristos urât și de ce este biserica urât. E foarte simplu. Pentru că bine, se vine cu treaba asta. Se încearcă așa o creionare falsă a ideii că biserica face concurență capitaliștilor și e cea mai bogată, cea mai... Adică, știi, bine, e ușor să stârnești ura atunci când ai de-a face cu oameni foarte emoționali, cu oameni consumizați sau, da, cred că așa am putea să le zicem, oameni care trăiesc numai din consum și din confort. Că tot avem statistica asta care ne-a speriat pe toți, 44% din români, imediat trecem la subiect, sunt analfabet funcțional. Da, dar sunt clienții perfecți, că ei nu înțeleg prea multe. Ei cumpără ceea ce li se spune. Și mă gândesc în prostia mea, ca să zic așa, mă gândesc că sunt unii undeva care zic, cum, doar 44%? No, nu e bine. Pentru că dacă vedeți bine,
că am început cu educația. Dacă vă uitați cu atenție, educația astăzi nu se mai face pentru mase. Da, a murit vremea în care masele trebuiau educate. Nu, acum masele trebuie controlate. Educația a devenit ceva elitist. Vrei educație de calitate? Plătești taxe, nene. Vrei la universitățile alea de prestigiu? În ce constă prestigiu în universități? Că se învață bine, nu? Că se fac cursuri, că se învață temeinic, că afli niște lucruri interesante, uimitoare și de folos. Da, da. Ia du-te și școlarizează-te la universitățile astea de top. Să vezi ce, ce costă educația asta. Deci educația bună a devenit ceva elitist. Ai bani, te educi. N-ai bani, rămâi așa la o educație de alfabetizat. Adică, băi, să știe să citească, să știe să scrie, dar să nu înțeleagă el prea multe. Știi? Asta este ideea. Și în contextul ăsta, că revin la subiectul anterior, stai, mai lasă puțin titlul, hai să mai lăsăm titlul, da? În contextul ăsta este normal ca cineva care îți vrea desăvârșirea și vrea să te învețe, vrea să te educe, vrea să nu te lase să fii manipulat. Bine, că după aia îți vine în partea aia și zice, a, păi ce, biserica manipulează cel mai tare. Serios, cu ce manipulează biserica? Ia să auzim. Că ți vorbește de iubire, de iertare, de credință, de desăvârșire, de moralitate. Cu asta deranjează biserica ta? Da, bine, știm, apostolii au deranjat din cele mai vechi timpuri și dacă ne întâlnim cu atenție în viața apostolilor, niciunul n-a sfârșit de moarte bună, să zic așa, liniștită, la bătrânețe. Nu, toți au sfârșit martirizați. Deci, lumina credinței, lumina lui Hristos, deranjează întunericul. Înțelegeți de ce este biserica o țintă? Pentru că trebuie redusă la tăcere, ca și acum 2000 de ani. Nu? Când Hristos a început să-i deranjeze pe mai mari poporului, chiar a intrat de câteva ori în conflict cu Hristos cu ei, pentru că erau ei foarte neînțelepți și foarte dezduhovniciți. Ei făcuseră din biserică o afacere și Hristos le-a stricat planurile și din cauza asta au zis, ia să terminăm noi cu povestea asta, că uite ce de ucenici are. Ia, hai să-l... L-au scos de vinovat, l-au judecat pe nedrept, știți bine ce s-a întâmplat, nu insistăm. Deci, adevărul trebuie redus la tăcere într-o lume a interesului și a minciunii care te vrea consumist. Consumă. Uitați-vă în jur câte reclame care vă îndeamnă la consum aveți. Nu vă sperie că sunt atâtea reclame. Toată lumea trăiește fericită. Wow, sunt unii chiar care consumă reclame, le prețuiesc, le aplaudă. Boia, ce reclamă creativă, frate, ce... Dacă te vreme reclama te îndeamnă să consumi. Asta nu ți se pare ceva în neregulă? Ba, bine, eu sunt de acord că să existe un mijloc de a anunța că există produse bune, de folos, mai știu eu cum. Dar totuși nu vi se pare că reclamele în ziua de azi nu mai sunt doar așa niște mesaje neutre care spun, da, uite, găsești un detergent bun care spală. No, păi nu, nu așa. Cum ne-a învățat până la cursul de publicitate. Trebuie să fie reclama între mit și vis, legendă, cum zicea în al preasfințitul Ioan. Adică trebuie să te zăpăcească, să te facă să uiți de rațiune, să-ți dorești produsul, să-ți creezi așa o iluzie despre el, o fantasmă și să, pac, să te duci să-l cumperi. E simplu. De asta nu mai avem sărbători frumoase. Unii întreabă, domnule, ce s-a întâmplat cu sărbătorile noastre? Păi ce se întâmplă? Cine a furat Crăciunul? Era un film, nu, parcă cine a furat. Cine a furat Crăciunul? Comerțul a furat Crăciunul. În contextul ăsta, am văzut mare lamentație pe ideea asta. Aproape jumătate dintre elevii români sunt analfabeți funcțional. Testele PISA sunt slabe. România, mă rog, cel mai slab punctaj asta, nu sunt de acord. Eu m-am uitat pe grafice. Dacă dumneavoastră graficele vi se par că sunt cele mai slabe, imediat arătăm graficele. Stai că le-am găsit și le-am pus undeva pe internet. Da? Le-am pus undeva pe internet și ne uităm imediat la ele. Da, stai că aici mă anunță nu știu ce. Un pic până ajungem la poza cu pricina durează. Deci mie nu mi se par că sunt cele mai urâte rezultate, catastrofale și mai știu eu ce, dar procentul de analfabetism funcțional
E, aici da, trebuie să ne îngrijorăm dacă ne punem problema. Și pun problema dintr-un singur punct de vedere. Gândiți-vă că cei 44% votează. Votează, frate. Uite, aia că am găsit... Deci, uite unde este România. Față de media OECD, organismul care măsoară treaba asta, sigur, suntem mai jos. Dar nu mi se pare că suntem la coadă. Da, punctele alea cu roșu reprezintă clasamentul României. Mă rog, că unii vor folosi treaba asta în tot felul de încercări de a reforma, de fapt, de a strecura, o să vorbim imediat, am și scris pe internet, au și prins momentul LGBT, știi, ei orice moment îl prind ca să-l transforme în militantism, nu nicio problemă. Dar, mă rog, acum toată lumea expectă în învățământ, vai, ne trebuie reforme, ne trebuie... Eu văd problema puțin mai din spate și zic așa, dar de ce am ajuns aici? 1. 2. Dumneavoastră ați auzit ce a spus ministrul învățământului? Doamna Anisie, parcă, da? Așa o cheamă. A zis, asta zici că nu e o problemă, testele astea măsoară niște chestii legate de viață, de nu trebuie să ne îngrijorăm. Păi am văzut un test din ăsta, nu știu dacă îl mai am pe internet. Hai să căutăm repede să vedem dacă... ca să vedeți despre ce este vorba totuși în poveste. Se dădea un garaj care avea o ușă și un geam, era văzut din față și se cerea elevului să aleagă care ar fi reprezentarea corectă a garajului dacă ne uităm la el din spate. Adică niște chestiuni de logică până la urmă, de... știi? De logică. Dumneavoastră ați văzut ce a zis doamna ministru? Că au venit ăștia acum noi la putere. Și asta, nu, nu vă îngrijorați, nu e nicio problemă. Da, exact senzația asta am avut-o și eu. Că nu e cazul să ne îngrijorăm. Așa, undeva din fundal s-a transmis chestiunea asta că hai să nu ne îngrijorăm atât de tare. Se poate și mai rău. Dar de ce totuși nu ne îngrijorează 44% analfabetism funcțional? Deci, nu spun decât două lucruri. Unul l-am spus, cel cu clienții. E nevoie de clienți. A? Evident, ca să fii client trebuie să consumi, nu trebuie să fii prea rațional, prea deștept, să spui întrebări. Nu, las. Deci noi am ajuns în situația în care în comerț suntem păcăliți cu Black Friday, da? Black Friday, și se lipesc etichete peste etichete. S-au tot găsit, nu mai stăm să detaliem situații în care era eticheta nouă peste eticheta veche și că era reducere și de unde, că de desubt era prețul mai mic decât ăla nou. Deci e o încercare de manipulare și asta o vedem peste tot în jur, încercări de manipulare. Și în situația asta credeți că își bat unii capul să existe un popor așa luminat și, nu frate, adică i-ar încurca. De-aia eu zic cinic, recunosc că aici sunt cinic, dar m-am obișnuit cu dușul rece al răului. Eu cred că sunt unii în spate care zic, cum, numai 44%? Deci încă 66%, nu 66, 56%, deci mai mult de jumătate. Încă 56% mai sunt integri? Pă, nu e bine, nu e bine. Nu, trebuie să avem mase de consum. Mase trebuie să avem, nu excepții. Să vedem molurile pline. Asta, de sărbători, molurile pline. Cărucioarele pline. Să cumpere, frate, să facem profit. Da? Că să tot vorbea de, mă rog, de banii bisericii, da, de festivalul la Nevărsia, ți-a auzit? Cât costă pe acolo o băutură de aia răcoritoare sau cât costă intrarea la Nevărsii. Dar asta este o mare ipocrizie a lumii noastre de astăzi. Ne tot legăm de banii unora și ai altora, în vreme ce de banii corporatiștilor, frate, nu se atinge nimeni. Oia fac bani cinstit. Că vin ei cu programe, vin cu... Doamne, e o afacere privată, cine vrea bine, cine nu. Știi, ni se servește textul ăsta. Doamne, dacă vrei să te duci la Nevărsii, nicio problemă. Păi și la biserică e la fel, dacă vrei să te duci, că doar nu umblă preoții bisericii cu arcanul pe stradă și bagă oamenii cu forța la slujbă. Deci cum? Cum treaba asta? Dar în fine, eu rămân la ideea mea.
strâmbă, poate nefericită, poate nedreaptă, poate... Da, eu după ce am citit despre comerțul ăsta global, cum se face, cât se face, de ce se face, eu am strania senzație că încă e bine în România cu 44%. Ar trebui, cred că sunt unii care zic, păi, prea puțin, mai mult. Gândiți-vă că oamenii ăștia votează. Dacă vedem așa niște opinii, niște curente la vot, ați văzut cum a fost cu referendumul pentru, pentru familie, ați văzut ce motive a lansat opoziția. Dom'le, votez cu Dragnea, să iasă Dragnea din pușcărie. Băi, frate, stai și te gândeai. Te gândeai că, sigur, argumentația e proastă, adică suntem totuși în stare, mulți dintre noi, să mirosim o manipulare. Băi, frate, dar au fost unii care au luat-o de bună. Adică erau de ăștia care spuneau, unde scrie acolo de familie? Păi în modificarea constituțională. Nu, că nu scrie pe buletinul de vot. Că poate să ne folosească votul la orice. Adică teorii de astea ale conspirației, știi? Wow, wow. Da, asta se întâmplă. Și să știți că va fi mare. Uitați-vă la ce face Occidentul. Noi din Occident așa am luat numai povestea asta că sunt civilizați, că au drumul, că au autostrăzi, că e bine, că au salarii mari. Bun, frumos. Dar ia uitați-vă puțin la spiritualitatea și la duhul ăsta al Occidentului. Uitați-vă puțin. Trăiți liniștiți când vedeți treaba asta cu oamenii ăștia care cu greu adună 5 cu 5? Ca să zic așa, că românii sunt de succes pe afară, s-au dus foarte mulți români și s-au făcut de succes, da, dar nu vă îngrijorează și ideea asta că poate suntem ținuți în sărăcie intenționat. Asigur, prin niște manevre, cu propriile guverne, cu propriile partide, suntem ținuți intenționat în sărăcie ca românii să emigreze către state mai bogate și să le facă lor treaba în câmpul muncii. Pentru că dacă mă uit la Germania, cel puțin în ultima vreme cu imigrația aia, eu așa am senzația. Că Germania au chemat imigranții nu de dragul toleranței și vai că nu știu ce, înfrățirea între popoare și nu, frate, avem nevoie de forță, de muncă să vină aici. Când au văzut că au venit prea mulți, au început să zică, ha, păi stai că trebuie să-i redistribuim, ia mai luați și voi dintre ei că sunt prea mulți. Bun, deci ideea este foarte clară. Nu trebuie să ne mire că sunt mulți analfabeți funcțional. După părerea mea, cred că sunt unii care zic că sunt prea puțini. Păi bine, sigur, mă îngrijorează serios, 44% e mult. Păi așa reușesc foarte mult să strecoare calul Troian în cetate. Știți povestea calul Troian, nu mai o reiau, da? Și astăzi avem de a face cu cai troieni. Ia uite aici, știre, fiți atenți. Bullying-ul, fenomenul de bullying în școală, da, de violență, de persuadare violentă a elevilor de către alți elevi sau alte entități, a devenit portiță pentru LGBT-iști. Fii atent, ce e aici? Chestionar privind bullying-ul împotriva persoanelor LGBT. Deci noi avem niște probleme mari în școală cu violențe, cu copii atacați, cu copii jefuiți de bani. Asta era și pe vremea mea, țin minte, școală erau ăștia răi școlii care mai luau pachetelul, banii de pachetel ai unor colegi. Erau de ăștia fenomene negative. Asta era marea problemă, domnule, școala românească. Stai, domnule, că avem bullying contra LGBT-știlor. Deci s-a elaborat un chestionar prin care se încearcă surprinderea experiențelor de bullying, hărțuire și violență la care sunt supuși elevii în mediul școlar, dar nu așa că din cauza jafului, lipsei de educație și a zăpăcerii din capul unora, nu, din cauza homofobiei, bifobiei și transfobiei. Oi, deci avem probleme cu chestia asta, să combatem fenomenul bullying-ului homofob, bifob și transfob. Să avem licee inclusive și prevenirea și combaterea intoleranței pe motive de identitate de gen, expresie de gen, orientare sexuală și sau caracteristice ale sexului în Bulgaria, Grecia, Lituania și România. Da, ăștia mai înapoiați, ăștia de care se spune că a rămas noi în evul mediu. Fix pe aici, știi? Program, bineînțeles, implementat în România de asociația Accept și finanțat de programul Drepturi, Egalitate, Cetățenie al Uniunii Europene. Asta era problema reală în România. Deci nu avem probleme că iau copiii bătaie, că li se fură telefonul,
banii, bă, știu, ceasul de la mână, rechistele din geantă, habar n-am ce să mai fură la ora actuală în școlile românești, că se păruiesc, că vedem sistematic la știri elevi care se păruiesc, se bat, se bat și cu profesorii, unii mai scot și cuțitul, da? Că am avut recent un caz la Constanța, atac armat, da? Cu armă albă. Adică, nu, astea sunt, frate, importante. Acum noi ne dăm de ceas morții, homofobia, bullying, știi? Păi, da, cum vine asta? Păi nu, că prin portița asta vor să zic că nu, domnule, trebuie să ne acceptați așa cum suntem. Păi, să fie clar, eu sunt tolerant, că și Dumnezeu e tolerant și ne învață să fim toleranți, că toți suntem păcătoși până la urmă, adică o iau pe partea asta, da, toleranța vine din faptul că toți suntem păcătoși și avem, cum să zic, obligația morală de a ne ierta unii altora, ca să fim iertați, cum zice la Tatăl nostru, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noștri. Perfect, toți păcătuim, nu o să fac acum din LGBT un păcat extra, super, nu știu cum. Bine, aici au să fie mulți nervoși că stai, domnule, dar de când LGBT-ul e păcat? Lăsați, după noi, după Scriptură, e păcat, e opinia mea și cu asta basta. Nu e homofobie deloc. Dar de aici până să mă scos homofob că nu-s de acord cu căsătoriile homosexuale, dar de ce trebuie să fiu de acord? Pite, opinia mea e că nu merge, nu funcționează. Demonstrat și prin istorie. Cum pot doi bărbați să nască un copil? Păi nu știu, că se duc și îl înfiază sau apelează la mamă surogat. Sigur, și eu pot să prezint, nu știu, orice pe post de altceva. Ca să nu dăm grade de comparație, să nu fiu reclamat la CNCD că aș compara LGBT-știi cu nu știu ce entități. Da, și eu pot să zic că cerul e mov. Când el de fapt e toată ziua, când e senin albastru și plumbriu când e noros. Da. De ce trebuie să-mi schimbe cineva mie opinia? Faptul că am o opinie contra nu înseamnă că sunt homofob. Păi ce facem aici? Dictatura opiniei? Trebuie să credem cum vor unii? Păi nu era asta că credința e privată, că fiecare crede ce vrea? A, numai așa? Iertați-mă, am uitat că la voi e după cum se sucește roata. La unii, știi? Adică stai, domne. Nu. Să fim serioși. Deci, asta era marea problemă în școlile românești, că avem bullying pe probleme de homofobie. Nu știu, am văzut în școală vreun homosexual bătut, cum se întâmplă cu copiii obișnuiți care sunt bătuți de alții. Am văzut vreun homosexual, Doamne ferește, înjunghiat, nici nu-mi doresc așa ceva, îți dai seama ce-ar fi. Dar acum că tot avem fenomenul de bullying, sunt unii care încearcă să intre așa puțin prin spate, cum s-ar zice, și să combată comentariile homofobe, bifobe sau transfobe, că acum e și cu transsexualitatea, cu bisexualitatea, cu chestiunea asta de gen, apărând nebunia asta, se încearcă băgarea forțată în România și a chestia este, băi, nu contează că tu ești anatomic vorbind bărbat sau femeie, tu ești ce vrei tu, 270, nu mai știu de câte feluri de gen au zis unii că există. Deci, bun, în afară de genul neutru care ar fi al treilea inventat așa forțat pe cale de logică gramaticală, că s-a luat din limba română, că avem masculin, feminin și neutru. Alt gen care mai e? Bun, am înțeles, afară s-a introdus al treilea gen, adică, băi, nu ești nici bărbat, nici femeie, lasă liber, completează ce vrei tu. Dar care s-au alte? Bun, am înțeles, s-au chinuit de l-au scos pe al treilea gen, s-au chinuit, dar l-au scos. Al treilea, neutru. Băi, deci nu... Oi avea un cromozom XX sau XY în mine, că asta e o nebunie, știi, sunt și ăștia care se operează. De ce iau cromozomi masculini și feminini? Așa a lăsat în creație Dumnezeu. Bă, nu ei vor să arate a femeie, tată, să duc, să operează, tratamente, hormoni, chestii, să... Și mă rog, sunt unii care spun că degeaba tot, nu? Da, păi, n-ai cum să fii altceva decât ești, dar dincolo de această exagerare, că pentru mine operația de schimbare de sex mi se pare o mega exagerare, dar dincolo de asta, s-au chinuit și au născut genul 3, neutru, sau cum e pe afară, lași loc liber, da, e 1, 2 și pauză. Bun, și acum au venit unii și au zis, păi nu, că-s vreo 273. Perfect. Hai să-l aud pe al patrulea. Cum sună? Zic cum sună al patrulea.
Că al treilea ar fi neutru. Mă rog, o gogoașă așa. Deși anatomic vorbind nu există așa ceva. Da. Ei au zis că există și al treilea. Și al patrulea care? Cum îl numim? Că ești curios care sunt toate alea 273 de genuri. Deci uneori am așa un zâmbet trist în colțul gurii, dar cum mă, sunt 273 de genuri? Da. Păi și cum se cheamă ele? Le luăm pe numere. Că dacă le luăm pe numere, putem să ajungem la 11 miliarde de... Putem să numărăm până... Cine știe până la cât să numere? Era jocul ăsta când eram copii. Bă, tu până la cât poți să numeri? 1, 2, 3, 20, 30... Un catraliard, un militră. Deci era o nebunie între noi, știi? Un catraliard, două catraliard, 15.000 de catraliarde. Așa și ăștia cu genurile. A fost al treilea... Acum suntem la 273, dar nu știm încă cum le cheamă, și o să ajungem la cât? Nu știu unde vrem să ajungem, dar mie mi se pare o mare nebunie treaba asta. Mi se pare o mare nebunie. Dar, în fine, asta este Lumescul. Că mă întorc la ce vorbeam înainte în emisiune. Relativismul moral nu servește decât consumismului. Dacă și închipe altcineva că mai sunt, și știu, așa pare și înțeleg într-un fel pe frații mei de credință că, băi, vin să distrugă biserica. Nu că o vor chiar distrusă. O vor cumva dată la o parte așa că îi cam deranjează. Nu? Mai sunt teorii de-astea ale conspirației. Nu, toată treaba este ca să transforme umanitatea într-un mega client, dependenți de niște corporații care îți vor furniza tot felul de servicii, bunuri și așa mai departe, și tu să fii clientul lor. Încă o dată sugerez, dacă nu l-ați văzut, un film, după mine, extraordinar, ca viziune regizorală așa, sigur că era perfectibil, dar nu intrăm în detalii, filmul Idiocrație. Idiocrație, tradus pe românește. Eu am senzația că trăim o idiocrație. Adică unii vor neapărat ca masele să fie rău educate, sau prost educate, sau insuficient educate, spuneți cum vreți. Că mi-e suficient să mă uit, nu mai intru în poveștile aia, campanie electorală, să nu creadă cineva că fac campanie. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Am dat ca pildă numai referendum pentru familie, că încercăm să scoatem vinovați. Da, dar mai gândiți-vă că și manipulările au nimerit pe niște suflete insuficient educate. Că sigur a venit ăla șmecher și a zis, bă, dacă votați, o să votați cu drag, dar nu știu ce prostii se spuneau pe acolo. Dar au fost unii care au crezut. Au fost unii care au crezut. Adică despre ce vorbim aici? Vă dați seama, știi? Și câtă vreme avem cifra asta dovedită, 44%, e clar că ceva se întâmplă. Dar, repet, n-am văzut o mega strategie să plângă ONU, FMI, Banca Mondială, mai știu eu care, domnule, avem probleme, toată lumea tace mulțumită. Păi și eu cred în nebunia mea, că am și eu nebuniile mele, eu cred în nebunia mea că sunt unii în colț care zic, bă, frate, e prea puțin 44% în România, mai trebuie să mai schimbăm la ei, să le băgăm democrația în cap ca lumea, cum trebuie, adică de-astea. Acceptați LGBT, acceptați genul și așa începe să se întâmple. Aud oameni că sunt creștini, da, care vin și spun, da, ce să ai frate cu el? Și ei să trăiască. Păi da, dar trai un păcat, nu eu. Bine, asta nu înseamnă că îi judecă. În păcate trăiesc și eu, toți facem păcate, dar mi se pare o soluție. Totuși nu e normal să ne zbatem pentru desăvârșire. Așa capitulăm, lăsăm armele și zicem, gata frate, asta e. Să păcătuim și să murim, cum zice la Scriptură, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Eu nu cred că e bine. Bun, ne apropiem de final, ultimul subiect. Încă o achitare de răsunet pentru DNA al unui om foarte cunoscut în România, fostul președinte al Colegiului Medicilor, domnul dr. Vasile Astărăstoaie, achitat definitiv în nu știu ce dosare a avut, ani de procese, deci a fost în decembrie 2011, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, tentativă la folosirea de documente ori declarații false, care au ca rezultat obținerea de tentativa care are ca rezultat obținerea de fonduri europene și conflict de interese.
după ani întregi de procese, a fost achitat definitiv domnul dr. Vasile Astărăstoaie. Judecătorii Curții de Apel Suceava au întors decizia de la fond de la Tribunalul Suceava, unde inițial fusese condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și a dispus achitarea pentru toate capitolele de acuzare. Se întâmplă din ce în ce mai des în România cu achitare pentru capete de acuzare și nu știu. Da, bine, noi înțelegem că nu suntem teorie de manual. Statul trebuie să dețină controlul asupra cetățenilor. Controlul se exercită prin diverse forme. Mai cu mânușă, mai gentile, mai puternice dacă cetățeanul e mai rebel. Înțelegeți dumneavoastră. Atât am vrut să trec în revistă achitarea asta pentru că mi se pare absolut incredibil ce a pățit domnul Astărăstoaie. Care de altfel, fiind spus, e și un mărturisitor creștin, adică în public vorbește de credință, de Dumnezeu, de morală, de... Probabil a deranjat și l-au băgat la dosar ca să mai tacă ani de zile din 2011. Din 2011, vă dați seama ce a fost viața omului ăstuia. Că să știți că nu e simplu, adică ia închipuiți-vă că vă trimite DNA-ul în judecată și începe, știi că asta e, ne dăm așa de creștin, dar când e vorba de osândit, băi, frate, este acuzat că a făcut, dar stai puțin, măcar să fie demonstrat. Măcar să fie demonstrat. Acum luăm acuzele de bune, gata, dacă e acuzat, înseamnă că s-a și întâmplat. Păi aia, cum era aia cu prezumția de nevinovăție? Ei, vă spun eu cum e pentru mulți. Prezumția de nevinovăție se aplică mai întâi la ei, dacă se întâmplă. Restul, da, în condițiile în care avem 44% analfabet funcțional, mă îndoiesc că acești oameni ar putea să definească ce înseamnă prezumția de nevinovăție. Câtă vreme ei nu știu cum arată un garaj care e desenat clar din față și n-ar ști cum arată din altă parte. Că am văzut textul ăsta, adică sunt chestiuni de logică în testele astea PISA. Au mai zis unii, domnule, că nu-s relevante, că vor să ne umilească. Eu zic să ne mai uităm în jur. Eu cred că hai să facem niște teste PISA. Suntem oameni maturi, am înțeles că ele se fac în jurul vârstei de 15 ani. Hai noi ăștia maturi să facem niște teste PISA. Ia să vedem noi ce am pățit. Asta e părerea mea. Atât din emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția care mi-ați urmărit. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei ne reauzim și la emisiunile următoare de Presat Presa. Să aveți pace, bucurie și binecuvântare de la Dumnezeu. Toate cele bune. Doamne ajută!